La data de 25 martie anul acesta, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și implicit Poliția Română împlinește 192 de ani de activitate și de la atestarea documentară a instituției noastre. Premergătura acestei zile, începând cu data de 19 martie, au fost desfășurate activități de prezentare a tehnicii din dotarea instituției noastre în mai multe localități din județ, cum ar fi Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos. De asemenea, două astfel de activități au fost desfășurate sâmbătă și duminică la Palas Iași, iar astăzi Inspectoratul de Poliție Județean Iași organizează acțiunea denumită Ziua Porților Deschise, unde sunt așteptați să ne treacă pragul aproximativ 500 de elevi. Ce este propus polițistul anului la nivel de IGP pe linia lui de armă, adică prin serviciu acțiuni speciale. Mâine va pleca la IGP să ne reprezinte. Suntem tari mândri. Porților deschise la Inspectoratul de Poliție Județean. Mai întâi o să vă prezint câteva aspecte legate de tăricul zilei polici și ulterior vom trece la programul polici. La 1831 regulamentele organice în timpul revoluției la 1848 are loc reorganizarea poliției
Take.